Hei, salutare! N-am o temă, dar am zis să vă bucur puțin, așa în drum spre serviciu sau unde sunteți voi acum. Sunt la birou, la Nano Corporație. Știți că am birou în centru. Nu știu pentru câtă vreme, că acum și cartierul meu s-a dezvoltat foarte mult și vorbesc aici de drumul Taberei. Azi mâine avem metro, adică metro avem deja, dar încă nu se poate circula cu el. Și am zis că dacă bucur puțin, că știți că noi la Talmeș Malmeș cu Cristi și Dorel suntem pe distracție, pe entertainment, cum se spune. Și apropo de asta, că na, tot îmi caut rost cu emisiunile astea, îl găsesc așa, mai degrabă na, rostul are legătură cu ideea asta că mă bine dispune să am impresia că lumea mă place. Da, sigur, nu sunt convins de asta, pentru că publicul meu e relativ redus, așa, inteligent, dar redus. Nu prea am așa multe vizualizări și nu prea am așa multe comentarii, like-uri, că eu pentru asta fac emisiunea. Și am zis să fac una mică așa, n-am o temă, ca rândul trecut. De fapt, rândul trecut a fost destul de bine, că deși n-am avut temă, cred că am avut vreo 6 distribuiri și, nu știu, 6-700 de vizualizări. Mult vreme. Și atunci tema mi-a propus-o un băiat din Aghireș, Harco Cătălin, parcă îl cheamă, emisiunii, și era ceva despre era vorba despre pace, armonie și încă ceva, da. Astăzi nu am neapărat ce vă zic, dar aș putea să improvizez ceva pe faza asta cu coronavirusul, că na, e de actualitate și nu știu despre căderea guvernului, despre faptul că n-avem deocamdată, e doar un interimar, dar nici asta nu mă interesează. Și în condițiile astea vreau să vă povestesc o fază tare apropo de negociere. Na, că la mine se mai uită oameni de vânzări, acum chiar nu știu cine se uită și dacă mă auziți, că nu mi-apare nimic aici. Cine se uită și cum se uită, nu știu cum să fac, da? Cred că sunt oameni care au identitatea ascunsă, poate se poate face treaba asta. Și zilele trecute m-am hotărât să particip la un eveniment și, în sfârșit, evenimentul, din punctul meu de vedere, la momentul la care am văzut prețul, mi se părea un pic cam scumpuț, așa. Nu că n-aș câștiga eu, dar na, era ideea de câtă valoare ai prin prețul pe care îl plătești. Însă îmi doream totuși să merg, pentru că o să mă întâlnesc cu niște oameni pe care îi văd destul de des, dar pe care ei vor fi premiați și eu vreau să fiu alături de ei și să aplaud. Și dincolo de asta mă gândeam că mai fac și niște contacte noi, apropo de networking pentru business. Că na, și asta e o treabă extraordinară pe care vreau să vă o spun. Eu tot promovez către colegii cu care țin curs că e bine să te duci la evenimente ca să faci networking de calitate, pe care ulterior știi dacă poți, să-l exploatezi pentru businessul tău, de ce nu? Na, sună cam asta e obiectivul de networking. Și în sfârșit, ce-mi vine mie așa o idee, dar vă imaginați că era 9 seara, acum câteva zile, și îmi vine o idee să-i scriu celui care e un tip hipertare, hipertare. Și îi scriu eu așa un mesaj, nu o să vă zic numele, și sau sper să nu se uite. Și zic, întreb dacă au ofertă din asta last minute, știi? Și băi, mi-a plăcut atât de mult, omul e un mare negociator. E atât de bun, atât de bun. M-am nivel. Nu știu dacă se aude, cei care vă uitați acum, Dragomir, Alexandra, Maria Nicoleta, se aude că sunt aici la birou și vorbesc. Da, să-mi spuneți, bă, se aude, se aude. Na, sunteți 6 oameni în direct, deci e o cifră constantă deja. Interes aveți. Și omul zice, vă spun așa din perspectiva, nu știu dacă pot să urmez negociere, dar pe aproape. E deschis. Vine colega mea acum, dar n-am ce să fac, o să continui emisiunea, că nu pot să întrerup, că eu nu mă așteptam să vin atât de devreme la birou. Adică eu, dacă aș fi angajat la un birou în centru, aș întârzia măcar 15 minute, frate, că e de bun simț să întârzi dacă ai birou în centrul Bucureștiului, cum avem noi. Da, în sfârșit, asta e, m-am înșelat.
Și la un moment dat, persoana respectivă mă întreabă la ce anume te gândești. Adică nu mi-a zis avem, n-avem, dar sunt convins că s-a prins. Și îi zic eu așa ușor că uite, m-am gândit că având în vedere că pe ultima sută, dacă aveți cumva o ofertă mai avantajoasă, așa ca preț mai redusă. Și în sfârșit a fost care lucrurile s-au desfășurat așa doar pe Messenger-ul de la Facebook și până la urmă am dat chiar am avut impresia că persoana respectivă chiar a fost deranjată de solicitarea mea de a obține un preț mai mic. Însă, na, eu m-am retras așa elegant și i-am zis ok, sunt sigur că o să fie ca lumea și așa. Și până la urmă și persoana cumva s-a repliat și chiar mi-a acordat reducere și am fost foarte încântat de această. Astăzi o să merg la eveniment. Dar de ce vă relatez treaba asta? Pentru că mi-a plăcut foarte mult jocul ăsta pe care l-a făcut, apropo de modul de comunicare pe care omul l-a utilizat, deși sunt convins că a înțeles din start ce îmi doresc, m-a lăsat pe mine să spun și mi-am amintit așa de chestia asta, că știi, e un joc, nu știu, primul care vorbește e prost sau așa ceva, nu mai știu cum era jocul când îl făceam noi, când eram copii, adică trebuia să stai mut, să zici nimic și cine scotea primul un sunet pierdea, cam asta. Și mi-am dat seama că și în procesul de vânzare, apropo de treaba asta sau de negociere, e foarte important să știi să-ți arăți poziția, așa cea pe care vrei să o aperi cât mai târziu. Asta e o idee simplă, nu e ceva ieșit din comun. Știi, eventual să arunci așa niște fumigene, niște petarde, dar să nu-ți dezvălui poziția până când ce-și dorește celălalt. Pentru că e posibil ca poziția ta, dacă ți-a anunț poziția de la bun început, să ai de pierdut, pentru că dacă nu anunți și amâni și aștept să vezi ce dorește celălalt, s-ar putea ca, nu știu, ce gândisei tu inițial în minte, să fie mult mai în defavoarea ta decât ceea ce cere cel care, sigur, vrea să obțină ceva de la tine. Și până la urmă, faza tare a fost că am propus eu cât să fie prețul și, sigur, bazându-mă pe niște elemente pe care mi le-a dat. Și cred că am fost amândoi mulțumiți. Am fost amândoi mulțumiți pentru că el îmi facilitează participarea la acest eveniment, care e un eveniment deosebit. Și eu pentru că am această satisfacție minoră la prima vedere că am obținut o reducere. Și mi-am dat seama de treaba asta că să știi că nu mă deranjezi, poți să faci gălăgie, poți să dai drumul la aparate. Nu te gândi la asta, că nu e un client, știi? Da? A venit colega mea, nu-i spun numele că nu-i place să fie persoană publică și nu se mișca. Eu mai fac aici înregistrări la birou, înregistrări care sigur sunt pentru clienți, promovez tot felul de chestii, ce am eu la vânzare, droguri din astea și trafic de carne vie cu ce mă ocup eu și bine, eu sunt singura persoană pe care o trafichez, n-am pe altcineva carne dar mai grasă și când înregistrez avem o înțelegere să nu facă gălăgie ca să nu se audă în filmare, dar acum nu e cazul, că acum e o prostioară de-a mea din asta dorele. Și ăsta este un element pe care aș vrea să-l reținem. E super importantă chestiunea aceasta legată de să spunem așa negociere, să-ți arăți poziția pe care vrei să o aperi cât mai târziu sau și mai bine să nu arăți deloc și eventual să vezi poziția celuilalt și în funcție de asta să te raportezi. Acum, din punctul meu de vedere, cred că la negociere am câștigat amândoi, cred. Deci am câștigat amândoi, sunt convins de chestia asta. A fost o negociere de tip win-win în care ambele părți câștigă. Și dacă e să analizez cu adevărat ce a făcut diferența, mi-am dat seama că diferența a fost făcută de faptul că el mi-a pus tot timpul întrebări și că într-un singur moment mi-a dat ceva, să zicem, concret, da? Apropo de costurile care presupuneau, care erau pentru acel eveniment, mi-a dat ceva concret care să mă facă pe mine să fac o propunere la fel de concretă. Și asta a fost o lecție foarte mișto pe care am primit-o, apropo de marele expert în vânzări, că eu mă cred mare expert în vânzări și mai am pretenția să-i învăț și pe alții.
că un bun negociator știe să sondeze punând întrebări potrivite apropo de la ce anume te gândești. Și cum ai vrea să rezolvăm problema asta și îmi spune problema, adică costurile care, nu știu, mai mult de jumătate din costuri se duceau pe cheltuielile administrative, să le numesc așa. Deci mi-a dat un nivel de la care ar fi dispus să începem discuția. Și până la urmă tot eu am făcut propunerea, adică tot eu mi-am anunțat o poziție care, să zicem așa, a fost convenabilă pentru mine. Din punctul meu de vedere, a fost o lecție magistrală pe care am primit-o și sunt foarte bucuros de ea, pentru că am văzut efectiv cum funcționează teoria în practică. Cam asta o să vă zic azi. O să mă apuc de treabă, e ceva mai scurtuț. Da, am venit de dimineață că am făcut pe taximetristul. N-am încă firmă din asta de ride-sharing, dar ar trebui să fac, că am un client de soția mea, când are treabă până în centru, indiferent de ce am de făcut, mă angajează și o duc. Dar mă bucur că am ajuns de vreme la birou și am timp să fac o grămadă de lucruri azi. Am renunțat la plimbare. Sigur, ieri am făcut undeva la 9000 de pași numai prin mall, în căutarea unui perechi de pantofi, pe care bineînțeles că nu mi-am cumpărat-o data viitoare, pentru că n-am găsit-o efectiv. Stau să mă gândesc dacă în mall a fi cotroceni, dacă mi-aș propune să găsesc un Ferrari la cumpărare, cred că ar fi mai ușor decât o pereche de pantofi pe gustul meu. Da? Așa că, na. Da, e evident că e din cauza mea, pentru că gustul meu e depășit de orice norme cu privire la modă. Deci eu sunt depășit cu gusturile mele de om de 50 de ani și de aia n-am găsit nimic în mall. O să mă duc undeva pe la piață, nu știu unde mai sunt. Nu știu dacă la Dragon nu mă duc, că acolo e periculos, că sunt mulți chinezi. Deci, na, o să văd. Poate ajung prin piața veteranilor, poate pe acolo să găsesc o pereche de pantofi pe gustul meu, pe care să-i găsesc repede. Da? Și ieri, până la urmă, am ales cu asta, cu o plimbare prin mall, vreo 8-9 mii de pași, ceea ce, până la urmă, a fost o mare realizare. Bun, acum vă las. Vă doresc multă sănătate, să aveți o zi minunată, să vă apucați de treabă, să vă meargă bine și vânzările și negocierile și, sigur, tot ce v-ați propus pentru ziua de azi. Sănătate și voi bună tuturor!